Miercuri, vremea rămâne caldă în mai toată țara pentru prima decadă a lunii martie. Meteorologii prognozează maxime cuprinse în general între 7 și 15 grade. Cerul rămâne încărcat de nori în cea mai mare parte a zilei și temporar plouă în majoritatea regiunilor. Vântul se va intensifica temporar în sud, în sud-est și pe crestele munților. De vreme caldă au parte și giurgiuvenii. Cerul este acoperit de nori o bună parte din zi și trecător mai plouă. Maximele vor fi în jur de 15 grade. Astfel, miercuri în Hotarele, Comana, Ghimpat și Izvoarele se vor înregistra 14 grade, în timp ce la Bolintin 13, la Mihăileș 12 grade, iar la Giurgiu 15 grade. Vântul va sufla cu o putere de 21 de km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 752 mm coloană de mercur. Dunărea este în scădere cu 1-3 cm, iar cota probabilă este de 288 de cm. Umiditatea aerului va fi de 70%.